Da, dragilor, bună ziua și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online, deci 900 la stupină. Da, aici unde astă vară, știți bine, o stat Mau Stupina. Este minunat locul ăsta, vedeți? Cineva așa care își pune minte la treabă, așa cum mi s-a întâmplat mie. Iată că dintr-o zonă de asta părăginită, dărâmată complet, părăsită, i-am putut da viață, nu? Și unei astfel de zone. Și vă spuneam, pe aici, pe culoar, să merge cu mașina. De fapt, voi ați văzut toate filmulețele. Și în partea asta stau albinuțile. Acum, familiile stupii. Acum, de ce vreau să vă prezint? Ce filmuleț? Ce am eu de gând să fac? Păi, mă gândesc tot timpul, zi și noapte, cum anume să reușim să ajungem să treacă într-un timp cât mai scurt întreaga apicultură pe nouă, pe biosupă acesta. Numai când îl ai în curte și îți dai seama cam ce facilități ai la fiecare moment, ce posibilități de reorganizare, cum îți modifici spațiul pentru albine în funcție de nevoi. Așa că mi-amintesc că acum am adus aici în 2011, în primăvara al 2011, când am făcut biostupul ăsta pentru vagon, este un pic mai mare, că ramele erau număr de 14 și stăteau invers. Îmi rămăsese spațiul ăsta și aici am punea un var nestins pentru, știți voi, pentru problema aceea a absorpției umidității și puietul văros să fie, să spunem, stângenii, să nu se mai poate dezvolta. Așa că, la un moment dat, după ce am făcut fundul așa cum puseze cu scândură, am gândit, hai să fac și un fund antivaroa, în sfârșit, primitiv, așa cum. Dar toate lucrurile merg de la... Am văzut Boeing-ul la, în state, când am fost la muzeu acolo și am văzut etapele pe care au trecut. Nu s-a poate ajunge deodată la performanță. Deci trecem prin etape intermediare, dar de la o zi la alta tot îl perfecționăm. Îl perfecționăm, îl facem mai util, mai fiabil, mai etc. etc. Așa că, ce am de gând să vă fac, iată de la stupul de atunci, iată biostupul, dar asta era modelul pe vagon, nu? Pe vagonul acela. Și voi în filmele vedeți în 2011 ce albin aveam aici pe asta, am mernat 2 în 1, parcă așa mi-amintesc, și era atâta albină încât nu știam, o fi fost în 2010, în primăvară, nu mai știu exact când a fost făcut. Cert este că în 2011 am iernat în el și aveam atât albină încât când revăd filmul acela mă sperii. Era albina porcan, așa de mult albină era. E bine, ce vreau să vă spun, acum am pus la punct modelul, biostupul, varianta vagon, așa este, dragilor, varianta vagon. Problema mă tot necăjeam cu ideea ce facem cu albina din buzunăreal. Cum să o putem scoate pe asta din buzunăreal? Ei bine, ideea a venit. Acum suntem pe punctul de a vă spune că da, totul este perfecționat, totul e pus la punct. Și iată, dragilor, ce lucru minunat se întâmplă în clipa de față, pentru că mă întrebam cum să scoatem albina din buzunărel. Asta m-a frământat și în prima parte, atunci când am făcut, când am avut modelul acesta, primul model, să zic așa, pentru vagon. Era undeva un canal de scurgere albinei. Acum, dacă am dat fundul și am pus antivaroa, nu mai... Și scoteam albina pe aici undeva, da? Uitați pe acolo. Ea ieșea în față aici. Da, deci aici în față gândeam eu să scot albina. Dar am mers. Mergea foarte, foarte bine. Asta era rudimentar, de ce să mă spun, nu? N-am fost deloc încântat, da? Asta a fost, ca să ajung aici, a trebuit să trecem bine etapa aceea intermediară.
Deci, dragilor, în clipa în care suntem, să spunem, la etapa aceea că e o singură familie, nu? Albina, colectăm aici varoa, deci mata trece printre prin grate, vine și ouă, ea va găsi rama clăgitoare aici, iată, sau hrănitorul cu rama clăgitoare, am aici un hrănitor la îndemână, da? Partea de jos acolo se crește repede făgurealul. Îl putem ține și cu varianta asta, dacă nu punem rama clăgitoare împărțită în două, știți bine. Și acum, iată că venim cu diafragma asta, cu cele două ochiuri, nu? Pentru a selecta, pentru a izola albina. Da, ia uitați. Deci calcă perfect și albina de aici din spate, din buzunărel, va ieși prin canalul ăsta de scurgere. Da? Prin canalul de scurgere. Ăsta l-am făcut așa, în prima fază, în varianta asta, cum îl vedeți voi, cu canalul de scurgere prin centru, da, se vede prin centru, iese afară albina, deci albina pleacă de aici, dragilor, pleacă de aici din spate, pentru nucleul de care povesteam, nu? Aici în spate putem împerechea o mătcuță și treaba merge perfect, pentru că acum am rezolvat problema asta. Albina iese, trece prin canalul ăsta de scurgere. El poate fi făcut așa cum l-am făcut noi deasupra, dar poate fi și de desubt. Deci în parte de desubt, încât albina se intre și se iese așa cum vedeți. Și iese pe cine unde? Pe acest gât de piet. Da? Albina cealaltă va lucra stânga-dreapta în familia de bază, că mai intră și câte o albină de aici, se duce în partea asta, când e cules, nu știu ce, nu mai abia așteaptă să facă treaba asta, să ducă pe partea cealaltă, ce vine direct, asta e altă poveste. Dar am legătura cu familia din spate, încât să fie acolo activitatea corect desfășurată. Ba mai mult, dragilor, nu? Și polenul, colectăm și polenul fără nicio dificultate. Iată că e gândit așa fel încât canalul pe mijloc este și nu stângenește, nu jenează deloc colectorul de polen. Știți bine aici cum gândim. În prima parte lăsăm așa de un... depinde cât polen vrem să colectăm. Tot timpul vom avea grijă să nu blocăm în interior, deci să nu blocăm cuibul cu polen. Ori primăvara să știi foarte tare că avem câte 2-3 rame de păstură, polen acolo și ne blochează. Dar dacă aici reglăm finuți, da, deci, ia uitați, așa, mai mult sau mai puțin, e tot alb, deci am pus alb partea aceea în momentul de față, pentru că mi s-a părut nouă că merge mult mai bine, albina intră în capcană mult mai ușor. Dacă vedea obstacolul așa, intra mai puțin. Deci reglăm funcții de cât vrem noi ca să lăsăm și albina să intre cu polen în cuib. Ei, acest lucru, da? Deci vedeți, e clar că e... Ia să vedem. Avutoare, ăsta a pus, nu, da, îl punem, îl împingem ca să vină undeva aici, un 2-3 cm aproape, să-ți pune o măsură aici și tu vezi semnul și știi exact până unde îl împinge. Da, de cea mai mare bucurie care o am acum, vă spun, da, pentru pastoral am rezolvat problema. Acesta e modelul pastoral și nu rămâne decât, dacă Dumnezeu mi-ajută și reușesc să găsesc și o soluție, discuția care o să am cât de curând la Ministerul Agriculturii, pentru a veni cu subvenții. La asta mă gândesc, să vedem în ce măsură va fi treaba asta rezolvabilă.
Ei bine, atunci putem trece cu stupinul complet pe acest model și să putem colecta polen, să putem avea, să avem o producție foarte bună. Ei, împerecherea eu cred că va avea o șansă mult mai mare, pentru că aici gâtul acesta de piet va fi mai în față, mai în spate, funcție de cum ne propunem noi. Așa, și mai punem aici un semn distinct, o bucată de cărpă, ceva care să atârne, încât matca, când a plecat, se poate întoarce înapoi. E o problemă complicată la împerecherea la vagon, dar eu sper să cu asta să fie rezolvat problema. N-am de ce să nu cred asta, pentru că ați văzut la mulțitoarei, a crescut coeficientul foarte mult cu gâtul de piat, da? Deci foarte mult. Și sigur, aici o să avem o plăcuță pusă din tablă, ca atunci când ne deplasăm să scoatem asta, da? Să scoatem gâtul de piet, el se înșurubează, se va lipi un pic acolo ca să nu iese cu totul, se înșurubează și tăblița aceea se poate, așa, tăblița se poate să fie pusă, să fie pusă pe deasupra ca să putem închide la transport. Da? Uitați, deci asta este așa de simplu și de frumos. L-am pus, albina va circula de jepe din spate fără nicio problemă. Atenție, se adresează albinii de aici, din nucleul din spate. Pentru că noi trebuie să avem tot timpul să uităm. Gata, măi! Gata! Terminați-o! Băi, îmi stricați filmul, mă! Terminați-o! Rex! Rex! Mă superi! Gata! Gata, gata, gata! Gata! Prietenii mei cei mai buni! Nu te tradează niciodată! Gata! Gata! Stați aici, asistați și voi, uitați-vă aici ce fac eu! Da, termină, mă! Băi, te-l auzi? Super. Așa. Sigur, buzunărelul acum poate fi din 2, 3, 4 rame câte îți propui tu, da? Cât spațiu ai în vagon. Deci asta totul depinde de spațiul pe care îl ai în vagon. Asta a fost gândit cu 2 rame, dar dacă îți permite în vagon activitatea, poți să pui foarte bine și 3 rame. Eu aș merge pe opțiunea, pe varianta asta, să am măcar 3 rame în spate aici. Repet, totul este funcție de cum spațiul, culoarul care îți rămâne, îl poți valorifica și poți... Nu, știi tu acolo, te orientezi. Gărel e gata pregătit să vă facă funcții de vagonul pe care îl aveți. În față stelajul e perfect, pentru că este 12 rame. Știți bine cum ați fost în pat cald. Așa, vezi, mai ales sucevenii știu foarte bine că ei practică apicultura pe varianta asta, acestui 17 rame, 18 rame, ei merg nu merg pe verticală, deci nu mai merg pe orizontală, da? Și, deci, este perfect stelajul, biostupul acesta, vă dați seama câte facilități ai, ce posibilități ai de manevră. Dacă acum mergi numai pe o jumătate de cat aici deasupra, depinde cum s-a împărțit. Ei, ăștia suceveni, mergeau pe două rânduri și atunci le încap două caturi, da? Două caturi. Și lucrează fără să mai tragă stupul cu cele două caturi, că ei ar fi spațiu dublu de ramă întreagă, cum ar veni. Da, mă rog, se orientează, fiecare își face tot calculul pe care îl crede el de cuvință. Eu am luat așa vagonul acela de la Suceava și l-am transformat până am pus 3 rânduri în el și am mers cu ca 3 sferturi. Deci m-am încăput, dar am exploatat spațiul la maxim, nu mai încăpea niciun vârdeac. Ori mai greu să lucrează când totul este fest așa. Așadar, dragilor, suntem în momentul de față în vârful, să spunem. Nu cred că s-a terminat de vorbit despre biostup. Să vede treaba că la o clipă la asta tot mai găsim câte ceva. Mai, de fapt, rămâne scheletul, ideea de bază, dar acum ne ducem și la, să spunem, îl aranjăm ca să poată fi preluat și de vagoane.
Asta am vrut să vă spun. Așa, asta e noutatea. Da, cât de frumos este, nu, dar nu stai, nu deranjezi pe nimeni, albina, nu nimic. Ți-ai recoltat polenul, ți-ai tras, da, ți-ai tras, dragule, tu, viitorul meu apicultor care mergi pe biostup, ți-ai tras, ți-ai recoltat polenul pe culoare, stai, le-ai băgat la loc, albina lucrează și tot. Stai liniștit, numai constați cam care este situația. Ce să vă spun? Vă mai spun doar că avem, nu, aici, la iernat, nu mai cape discuții, știți bine, avem posibilitatea să, iată, ți-ai pus capacul aici și tu te privești prin sită cum evoluează familia de aici. Dacă vrei să intervii, intervii numai la ăsta de aici din spate. În clipa în care a apărut un moment de cules puternic, dragule, știi ce faci, nu? Spune eu acum, păi așa, aș face eu. Și cum tot am spus-o de la bun început, pentru că voi trebuie să știți tot, absolut, ridicăm un pic, 7-8 mm, ridicăm diafragma asta, da? Punem o bucățică de un adaos, două adaosuri aici, unul aici de 7-8 mm, unul în partea asta, o bucățică de șipuliță, așa? Și am ridicat. Știți ce se întâmplă? Deci toată albina acum, de aici din spate, asta de 3-4 grame, plin cu puiet, plin cu albină, este, îi oferim posibilitatea să plece pe dedesubt, să intre în familia de bază. Da? Deci am băgat practic la cules albina de aici din spate. Nu mai vă spun că una, două rame de care sunt aici blocate cu puiet, nu știu ce, și ca să-i dau și lăsa drumul să lucreze, îi bag aici în față. Da? Deci am matca de rezervă sprijin. Matca sprijin pentru că atunci când am cules puternic, toată albina de pe 3-4 rame de aici din spate, s-o putem băga în față, da? S-o putem băga la cules. Ia, și așa, când vine, să spunem, când iese pe gâtul ăsta de piet, se mai întoarce marea parte aici, dar o parte va intra aici. Și ce faceți, credeți? Ce face? Descarcă imediat în interior aici. Vă duce ea până în spate. De fapt, dacă o intra și nu era ridicată asta aici, care era situația? Deci nu ar fi ridicată diafragma. Unul sub doi duce. Și chiar dacă ar fi ridicată, prima, să știe foarte bine că atunci când la vagoane, cele de jos sunt mai populate, familii de jos, pentru că albina cu greutate se lasă și abia așteaptă să găsească o rampă de zbor. Și a intrat acolo, nu mai stă pe gânduri, că știi că în câmp este de cules, el se întoarce foarte repede înapoi. Descarcă și pleacă. Așadar, descarcă la mine acasă, cum să zicem, da? Tot în familia mea. Numai că, băgându-i albină la un cules, deci când apare în câmp, știți bine asta, culesul puternic, chiar ea scoate masiv din tineret, chiar dacă nu a ajuns la cele 20 de zile. Și regrupează forțele acolo, matca o mai puțin, pentru că blochează în cuib cu nectar și scoate, nu mai are așa mult de crescut, să spunem, puiet și scoate masiv la câmp. Deci este o reglaj automat care se face funcție de culesul din natură. Dar tu când îi mai vii peste felul în care se organizează ea, îi mai bași albina asta, păi dragule, faci producții record. Deci nu vorbesc decât ca unul care am experiența asta la ceea ce înseamnă albină multă la cules. Da? Ei, când ai intrat un pic în gol de cules, ai tot timpul rama clăditoare aici, ea la supraaglomerare, știți bine, este frământată de roit, tu vezi că în clipa în care trage boci în cuib, trage și pe rama clăditoare. Nu uita asta. Deci tu nu deranjezi familia, dar ai oglinda. Deci trage și pe rama clăditoare. Cum tu o ai grijă ca tot timpul să o ridici și să vezi când s-a căpăcit și să colectezi aici ceara, nu, și cu larvele, deci s-a căpăcit, ai scos-o. Ai scos-o pentru că nu stai tu până în 22 de zi cu ea blocat acolo, nu. Ai tăiat-o, ai tăiat făgurelul, ea crește din nou, matca vine și ouă, aici colectăm varoa cât mai mult și ceară maxim. Nu există un alt stup care să producă mai multă ceară decât produce asta. Maximă producție de ceară, colectarea continuă a varoa,
este cât de cât amânat, să spunem, pentru că ea trebuie să ajungă la numărul de masculi pe care îi știe. Ori știți voi, 700-800 de masculi trebuie unei familii, așa, pentru rezolvarea problemului roitului, iar tot dacă colectezi continuu, ea rămâne în panică și ea nu știe că la altă familie se găsesc masculi. Nu, ea merge pe ce gândește aici, cum își organizează treaba. Ei, dacă tu ai tras și ai văzut că au început să-ți tragă boții acolo, clar că te ocupi, îl aerisești, începi să mulțești. Și pur și simplu e fantastic. Asta se întâmplă de regulă în goluri de cules, când e deplasat de colo-colo. Cum voi cu vagoanele alergați după floare, treaba asta o rezolvați foarte ușor. Și dacă pentru o jumătate de oră mai ești în panică, păi numai că te-ai tras ăsta. Ai tras colectorul și l-ai blocat. Da, numai că nu mai are pe unde ieși. Îi lași un pic, așa, să spunem, de 4-5 mm și matca nu mai ies. Ai semnul aici de o parte, ai blocat-o și poți să lucrezi repede, să o prinzi pe matca în interior. Și hotărăști dacă pe matca aceea, familia a intrat în frigul roitului, scoți matca, dar nu-ți pleacă cu albină. Că dacă ai luat matca bătrână, nu? Și te-ai dus deoparte și ai făcut un roi repede pe mâna ei, ai pornit la treabă, ai pornit aici, se împerechează mult și e treaba aceea care știi tu foarte bine. Eu ce să vă spun, ritmul de mulțire este imens, așa cum spuneam de unul Costică de la Helegiu, din Onești, făcut din 9-60. Sper că Bunul Dumnezeu îl ajută și să iese și albina în primăvară. Acum, iată ce vă propun. Când ai sesizat că apare momentul acela și l-ai scăpat să duci spre frâng, l-ai luat matca bătrână, ai pus repede, l-ai dat în două, da? L-ai dat în două și în felul ăsta ai repede crescut mătcuță și aici mătcuță în partea cealaltă. Asta vreau să spun că după salcâm, până întâi, poți să pii un gol, dar tu de regulă te duci la munte, te duci și găsești tot timpul, trebuie să ții albina în activitate. Dacă ea este în activitate, mai puțin interes pentru roit. Cu roitul o rezolvi pentru că tu crești tot timpul aici în spate mătcuțe și vei avea tot timpul matcă la schimb. Dacă tu ai făcut, nu vrei să pierzi deloc timpul și așa, atunci cu matca bătrână și cu ceva puiet din spate de aici o bagi în față, da? O faci un aroi în altă parte, iar cât privește matca care este aici împerecheată, nu? Ai avut șansa asta, uai, perfect, ai luat cele trei rame cu puiet, cu toți, le-ai băgat în față, da, dragule, le-ai băgat în față aici și nu-l strânjenești, din contră, ăsta a preluat matca fără nicio emoție. Ai ochiurile de miros, ochiurile de așa și ea, matca iese preluată fără nicio emoție. Fără nicio emoție. Înterecheată fiind și se apucă de treabă, lucrează. Iar în spate aici îți dai drumul și îți împerechezi o altă mătcuță, da? Nu o să stai cu matca asta împerecheată. Cum s-a împerecheat, cum duci și faci altă familie aici, vii cu boci, da? Deci aici ai tot timpul rezerva asta în spate aici folosită pentru a împerechea mătcuțile. Nu mai ești împrăștiat pe câmp cu tot felul de, să spunem, lădițe în care faci împerecherea nucleilor, chestii și așa mai departe. Știți bine toată munca asta, e o muncă grozavă, de dificil, dar așa tu stai înăuntru în vagon și îți faci toată treaba asta, nu deranjezi familia de față. Totul este lucrare pe care tu ți-o gestionezi de aici, da? Deci, asta spuneam, este spectaculos. Acum suntem pe punctul de a vă spune, am reușit. Deci, apicultura cred că aproape jumătate practicată, să spunem, pe vagoane. Nu mai avem și varianta asta cu mersul cu stupi vărsați, încărcați, descărcați, paletați, ne duce și spre varianta asta cu stupi cărați
și paletați acolo, descărcați pe paleți. Sunt deja stupini în țară, pe biostupul meu și sunt cu succes. Ați văzut pozele de acolo. Mă bucur foarte tare, dragilor, că stați foarte tare conectați pe filmele mele. Eu sper să reușesc cât de repede să facem și școala de apicultură la nivel pe care o conduc în momentul de față, cu posibilitatea de a da și hârtiile cele care să însemne certificatul acel de absolvire a școlii de apicultori. Pentru că voi trebuie să știți că în clipa în care tu ai plecat cu 2-3 familii și ai ajuns la 10-15 familii în anul următor, ai 15 familii, păi primii mai convins că tu ai început să urmărești activitatea, deci practic te descurci urmărind în filmele prin auto-instruire. Asta vreau să-l convin pe ministru și să reușim să vă dăm și hârtiile acele pe care voi să le folosiți pentru a vă accesa fondurile europene. Deci, practic, tu, apicultor, îți crești tu pina, ajungi la numărul acela, când ești gata să poți accesa fondurile europene, să poți vinde o parte din familie, să poți să gestionezi toată lucrarea încât să câștigi. De ce? Trebuie să gândim așa. Nu muncim ca să ne aflăm așa în treabă, ci vrem să și câștigăm. Dragilor, ce să vă spun? Impactul va fi deosebit pentru că asupra sănătății oamenilor am toți visat, visez cu ochii deschiși. Asta este rostul unui om care nu are liniște, să viseze și să tot aranjeze tot felul de idei. Deci, în momentul în care vom reuși și acasă, voi, o parte dintre voi la început staționar, veți face, să spunem, vă frământa, să măriți baza melifere, să o lărgiți cu culturi diverse melifere, cu lucruri se vor schimba, sarea, sănătatea familiei voastre va schimba complet. Da? Iată, am pus și diafragma cu patru ochiuri acum, e perfect aranjată, cum observați, avem posibilitatea să iernăm aici, nu? Cei trei, că băgăm și la iernat, am băgat-o, cum ați și văzut că se întâmplă, am băgat-o pe asta de spălat. Și aici, stânga 6, dreapta 6 și iată-ne și în spate, foarte bine cu nucleul din spate. Vă dați seama cât de bine se simte, fiind și în vagon, totul este rezolvat, cele trei familii vor sta una lângă alta cu multă albină, pentru că pe 6 cu tot, cu intervale, este perfect, perfect pentru iernat. Iar în primăvară ți-ai luat una, am văzut, am mai povestit, ți-ai luat și din față și din spate și ai făcut, rămas o singură matcă, deci îi dai drumul cu forță, așa. De aceea am văzut practica foarte des folosită cu un vagon dus pe câte o mașină de asta, venită din, luată câte o mașină, transformat în vagon, în față, iar în spate vagonul, un alt vagon, pe care îl agăți după mașina aceea, apicolă, să zic așa, și între cele două se află camera de extras, ca să poți trece dintr-o parte în cealaltă, să ajungi în camera de extras. Este spectaculos. Faptul că ți-a ușurat atât de mult munca, nu mai încarci, nu mai descarci, nu mai, și biostupul îți rezolvă toate problemele și la mulțire și la producție și nu mai stai pe gânduri, n-ai de ce, n-ai de ce, dragule. Îmi pare rău că, uite, m-am luat cu vorba, Viorel mi-a adus stupul ăsta de mai multă vreme și n-am avut timp să fac filmulețul ăsta în care să vă arăt performanța pe care o avem în clipa asta, având biostupul pentru varianta vagon. Da? Deci, când suntem la activitate, când punem pe cele două? Atunci când suntem spre iernat, când avem nevoie să introducem o matcă, dacă cumva suntem la mulțiri. Spuneam că în clipa în care tu faci două, ai și un vagon de spate, acolo trebuie să ai rezervă de stup goi pe care să-i poți popula. Într-o vară, având mașina populată în față cu 50-60 cât ai fi avut tu capacitate, vagonul cealaltu îl faci urgent, dar urgent, și chiar să rămână albină. Mai pui și pe culoar. Nu știu ce faci. Mai vinzi, dragule, că
nu, ritmul de mulțire va fi destul de bun, pentru că tu te duci de fiecare dată după floare pe unde ai nevoie. Așa că, nu știu, n-a stat pe gânduri, cinstit, dacă aș fi în locul vostru, n-a stat pe gânduri decât aș face un singur lucru. Aș lua legătura cu, repede cu Viorel și în perioada care au rămas, cei care doriți să vedeți performanța, o puteți rezolva cu acest biostup pentru vagon. Și da, o să mai povestesc și la celălalt, așa, mergând cu vagonul acela, o să vadă și celălalt, pentru că foarte puțini sunt cei care îndrăznesc să vină spre ceea ce e noutate absolută. Dar zice, să vedem cum se comportă, dar să vedem cum iese, dar să vedem cum... Păi vezi concret, uite, ți-ai, n-ai curaj, n-ai forță pentru început, îți iei 10, 15, 20 cât poți, așa, și ai băgat și pe ăștia și faci paralela tu. Ce să te sfătui eu să vezi cum e? Tu vezi concret. Și atunci, na, o să sar la gâtul Viorel, Viorel, fă-mi. Și o să vă bucure acest lucru fără rădoar și poate. Da, deci, cu ce schimbăm noi, să spunem, stupul pe care l-ai tu acolo? Cu chestia asta, că am pus albina din spate și acum se poate rezolva și problema asta a albinii din buzunareal. Scoaterea albinii nu mai putem face, nu? Cum știți bine, nu o putem face prin lateral, deci nu o mai avem ca suntem în vagon, cum aveam aici la varianta staționar sau paletată, așa. Acum am găsit și ideea cu scoaterea albinii din spate. Ce să vă mai zic, doar atât. Diseară pun filmul și nu vă rămâne decât să accesați cât de repede. Și spuneam că mă bucur foarte mult că în momentul de față, în topul filmelor care sunt vizionate, deci 10 filme, doar 2 de matematică au mai încăput, pentru că este perioada în care pe voi vă interesează foarte mult acest domeniu și probabil că accesați, așa cum vă spuneam, sunt pe lună, am ajuns să am aproape 200 de accesări, 200.000 de accesări, numai pe YouTube, că nu știți încă să vă duceți. Asta e marea mea durere. Nu știți să vă duceți ordonat. Deci, dragilor, acum cei care veți vedea și sper să povestiți și altora, deci se tastează pe Google Prof Online. După care se intră în pagina aceea de intrare și de acolo vă luați video apicultură. Dai click pe video apicultură și deschide pagina cu apicultură și de acolo, odată intrat, îți alegi ce în filme vrei, că toate sunt, mă rog, așezate în ordine, așa cum sunt depuse, să zic, când au fost filmate, încă din 2010, din 2010 și până acum sunt continuu filme. Da? Deci aveți o șansă imensă dacă intrați ordonat să vă alegeți ce pe tematici, pe probleme, pe nu știu ce, pe acolo. Povestea așa, în primii ani, cu cine am mai luat legătura de pe la Timișoara, de pe la Cluj, și el și soția și-au luat laptopuri ca să nu se certe. Și atunci stăteau până la 3 fiecare pe laptopul lui, să vadă, să înțeleagă. Asta se întâmpla în 2012, cred, 2011-2012. De atunci, acela Ghiță, ce s-a luat Ghiță, nu mai știu nimic, dar de la Viorel am aflat că te-ai extins, ai o stupină frumoasă. Mă bucur tare mult să aud aceste lucruri și vreau neapărat să reușiți. Visul meu este, repet, să ducem toată stupina, tot ce înseamnă albină, să fie găzduită în biostupi. Păi cum, dacă avem așa posibilități și așa rit de mulțire și așa producție și polen, că, știți bine, pe vară între 30-50 kg de polen o familie consumă. Ea consumă și mai mult, încă un 10-15 kg, care ți-l lasă ții. Dacă tu îi tot culegi, că în clipa în care îi culegi, o pui, intră în panică și ea trebuie să scoată albină și să aducă continuu. Da? Deci atunci înseamnă că ești tu 10-15 kg pe vară, pe sezon. Păi dragule, 10-15 kg de polen, cam cât, știi bine, nu? Cam ce înseamnă asta. Nu vreau să mă gândesc că când ai 100-200 de familii de albine, ce producție de polen poți să face
pe care o congelez și eu trebuie să spun că mă bat cât pot de tare ca să existe rețeaua de colectare, așa ca la lapte, cum se ia laptele, și să treacă și să-ți ia polenul. Tu ai sistemul de congelare, după care s-au luat mașini frigorifice de acelea și să poată fi dus spre exterior. Deci trebuie să punem totul la punct. Totul este pregătit, numai să ne organizăm. Așa că mă lua cu frig. La revedere, dragilor. Pe curând.